Bună tuturor și bine ați venit la un nou episod pe canalul Investește Simplu. Nu știu dacă ați auzit sau nu, dar OMV Petromul pregătește probabil două dividende în anul 2023 pentru tot anul 2022. Vreau să ne uităm în episodul ăsta un pic să vedem exact ce dividende o să distribuie, când or să fie astea și cam ce se estimează, da? Vedem că cei de la OMV Petrom au publicat rezultatele financiare preliminare, ce e drept, pentru 2022. Cei de la OMV Petrom propun un dividend pentru anul 2022 pe care să-l distribuie în anul 2023 de 0,0375 lei per acțiune. Nu știu dacă știți, dar cei de la OMV Petrom au stabilit anul trecut că timp de 10 ani ei vor să facă o creștere per dividend de la an la an între 5 și 10%. Cu atâta să fie creșterea față de dividendul din anul anterior. Ei bine, anul acesta se duce până în 10%, da, în limita lor maximă din acest program și va ajunge la 0,0375 lei per acțiune, ceea ce este destul de bine. Vedem că, de asemenea, un dividend special este planificat pentru a fi plătit în 2023, valoarea exactă urmând a fi anunțată la jumătatea anului 2023. Tot în 2022, chiar dacă OMV Petrom a făcut un profit enorm, vedem că ei au contribuit la impozitele statului român cu o sumă de 4 ori mai mare, și anume 9,7 miliarde. Ceea ce pentru noi și ca țară, teoretic, e foarte bine, da? Dar oricum, cei de la OMV Petrom, dacă au și ieșit să spun acest lucru, că propun un dividend special pe la jumătatea anului și valoarea lui se va cunoaște undeva tot pe la jumătatea anului, chiar cred că sunt siguri că au scăpat de suprataxa statului de 60% pentru impozitare, da? Undeva în zona asta, cred. Vreau să ne facem un pic calcule sau mai mult să-mi fac eu niște calcule după această propunerea lor de dividend. Vedem că în momentul de față eu dețin normal peste 40.000 de acțiuni și am pus aici prețul brut per acțiune din momentul de față. Vedem că prețul net ar fi la 0,345 lei per acțiune și aș câștiga undeva la 1380 de lei. Dar eu în total am undeva la 40.475 de acțiuni, deci vreau să modific aici 40.475. Și vedem că mi-a mai crescut cu 16 lei. Nu este ceva wow, dar dacă tot sunt acolo, trebuie să le pun. Cam asta ar fi un dividend normal ce vor da cei de la OMV Petrom. Relativ foarte ok, da, pentru că au o creștere destul de bună. Vreau să ne uităm aici iarăși la dividendul de anul trecut, cât a fost. Ei bine, dividendul de anul trecut, cel normal, nu cel special, a fost de 0,0341 lei per acțiune, da? Și a crescut cu 10%, ceea ce s-a dus în 0,0375. În momentul de față putem să investim OMV Petrom. Cel puțin eu asta o să fac un timp de aici încolo. Oricum am spus că doar asta o să fac un timp. Până nu mai acumulez. Aș vrea cumva să echilibrez puțin această plăcintă, să zic așa, dar să fie relativ toate cam la același nivel de investiții, îmi va fi greu să ajung la suma de la nuclear electrică anul acesta, și anume să investesc aproape 50.000 de lei. Dar ce vreau eu să fac, să termin anul cu cel puțin 28-30.000 de lei în OMV Petrom ca investiție totală, ca să ajung cumva până în momentul de față la cât se află teraplastul. Undeva în zona asta, la treaba asta m-am gândit, acum văd cu timpul cât reușesc în anul 2023 să investesc, nu știu asta momentan, dar o să văd cu timpul. Vreau să pun aici încă o treabă de genul, și anume vreau să copiez acest slide, să-l pun aici și să vedem, printr-un absurd, dacă dividendul special de la OMV Petrom va fi cel puțin egal cu dividendul de anul trecut, cel special tot de la ei, să vedem aproximativ cam la ce bani ajung eu ca și dividend anul acesta de la OMV Petrom. În primul rând, teoretic ar trebui să dea după mine, după simplele mele calcule, cel puțin tot atâta în dividend. Vreau să vă mai arăt ceva, și anume faptul că cei de la OMV Petrom
au făcut un profit record de 10,3 miliarde lei. Dacă ei o să distribuie doar 0,375 lei per acțiune, da, asta ar însemna undeva la abia 24-25, să zicem, la sută din tot profitul. Ceea ce, după mine, este foarte puțin. Sunt șanse să dea un dividend, după mine, cel puțin de două ori atât. Undeva la zona asta cred că vor ei să se ducă, și anume să distribuie ca și dividend undeva la 75%. Asta este strict părerea mea pentru tot ce s-a întâmplat în acest an, pentru că îi simt cumva supărați pe ăștia de la OMV, da, din Austria, cu acea taxă, suprataxă pe care au primit-o de la statul român. Chiar dacă ei poate o reușesc să o evite, cumva cred că o să distribuie destul de mulți bani în dividende pentru a reuși ei să se folosească de acești bani, da, să exporteze cumva profitul, să zic așa, și să pună ei mâna pe mai mult cash. Asta cred eu în momentul de față, nu știu dacă este adevărat sau nu, nu sunt consultant financiar, dar asta e părerea mea. Și vreau să calculăm puțin din 10,3 miliarde cam cât ar mai putea distribui cei de la OMV Petrom. Hai să facem 10,3 minus 2,3 și ne va da fix 8 miliarde de lei în teorie rămași. Eu chiar cred că o să distribuie undeva la 75% din această sumă rămasă. Sau undeva la 75% din totalul acela de 10,3 miliarde. Haideți să o luăm prima dată totuși pe acea valoare, și anume, dacă ar face 10,3 miliarde ori 0,75, teoretic ar trebui să dea un dividend în total de 7,725 miliarde de lei, undeva în zona asta, din care scădem efectiv cât dau deja, și anume acesta minus 2,3 miliarde. Și am rămâne cu o sumă de 5,4 miliarde de lei pe care cred eu că OMV Petrom le va mai distribui. Poate greșesc, nu știu, dar vreau efectiv să-mi fac un calcul aproximativ, da? Deci, teoretic, un dividend special ar fi ceva șanse să mai dea încă 5,4 miliarde de lei. Ca să facem un pic calculul, vreau să împart numărul acțiunilor, și anume 62,3 miliarde de acțiuni, da, o să-l fac așa mai plus minus, să zic, acesta împărțit la 62,311 miliarde și ar da undeva la 0,087 lei per acțiune. S-ar putea să fie un pic prea mult, dar eu undeva în zona asta cred că se va duce OMV Petrom cu un extra dividend. Și dacă am face acest lucru, în total aș lua ca și dividend de la OMV Petrom încă 3200 de lei după aceste acțiuni. Eu până în vara anului 2023 chiar cred că o să cresc un pic peste 50.000 de acțiuni, nu știu încă, dar cam asta este ținta mea, să am minim 50.000 de acțiuni. Ideal ar fi fost să am 2 milioane, dar cam acesta ar fi obiectivul meu până în vară, să am minim 50.000 de acțiuni la OMV Petrom. Și dacă noi o să calculăm aceste dividende pe care eu le voi primi în teorie de la OMV Petrom și o să adun și aceste dividende la calculul meu, care deja în mare partea de sus, da, partea asta de aici de sus cu cele trei companii, unde aș putea, dacă greșesc, ar putea să fie Teraplastul, dar în mare nu prea cred. Până în momentul de față, acestea fiind dividendele reale, aș face undeva anul ăsta la 7600 de lei, plus minus. Și dacă aș mai adăuga și această sumă de la OMV Petrom, aș trece peste 10.000 de lei. Deci probabil anul ăsta, în 2023, o să trec peste 10.000 de lei dividend. Văzând aceste știri, nici nu vreau să mă gândesc că nu o să fac peste 10.000 de lei dividend.
în tot anul 2023, să nu mai zic că sunt șanse ca până se va da dividendul special de la OMV Petrom, dacă se va da acesta, pentru că încă nu avem nicio siguranță, eu o să ajung la 50.000 de acțiuni. Dacă s-ar întâmpla lucrul acesta, aș ajunge undeva la 11.000 de lei dividend. Dacă aceste dividende se vor adeveri pentru mine, eu o să ajung undeva la 11.660 de lei dividend în tot anul 2023, undeva la aproximativ 971 de lei pe lună, aproape 32 de lei în fiecare zi a anului 2023, undeva la 1,33 lei pe fiecare oră a anului 2023, ceea ce după mine este foarte, foarte mult, și aproximativ 2,2 bani pe fiecare minut. Atât de mult îmi plac calculele astea să le văd, pentru că în momentul de față m-aș putea gândi că aceste investiții aproape îmi plătesc jumate dintr-o rată a unui apartament sau aproape aș fi în stare să-mi cumpăr o mașină și ea să se plătească, da, să plătesc leasing-ul după această sumă. Și eu efectiv mă pun să dorm 8 ore într-un weekend și realizez că am făcut, când mă trezesc, undeva la 10 lei efectiv, ceea ce este pentru mine foarte, foarte bine. Dar nu am de unde să știu dacă aceste dividende o să fie sau nu adevărate. Sunt șanse să avem surprize și mai mari, și anume nuclear electrica să bubuie și mai tare ca și un dividend. În anul 2023 cred că o să primesc un dividend măricel și sunt șanse ca acest videoclip filmat în 2 februarie 2023 să fie cu totul și cu totul eronat față de finalul și realitatea anului 2023. Deci îmi dau cumva mie un challenge să fac o reevaluare a acestui dividend la cât cred eu în momentul de față că o să primesc la finalul anului și vreau să văd dacă s-a adeverit acest lucru sau dacă este mult peste. Sper să fie peste. Cam acesta este videoclipul de astăzi. Sunt curios, voi ce părere aveți despre acest dividend? Probabil este supra, ultra, mega exagerat dividendul special, dar nu se știe niciodată și sunt curios dacă voi investiți în momentul de față în OMV Petrom. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să lași un like. Dacă nu ți-a plăcut, poți să lași un dislike și un comentariu negativ. Nu mă deranjează, pentru că în felul acesta realizez și eu ce fac, dacă vă place conținutul sau nu. Și până data viitoare, nu uita, alege să-ți construiești viitorul.